Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune. Suntem la Azingor și alături de mine este domnul primar al comunei Urdari, Mihai Calotă. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Nu am apucat să facem anunțul pe Facebook din motive justificate, n-a fost timp. M-am considerat că e nevoie să avem, să aducem și primari, oameni care conduc localități la noi, la Târgu Jiu TV, pentru a vedea cu ce probleme se confruntă localitățile județului Gorj. Și începând de astăzi, până la sfârșitul săptămânii, vom avea primari în această emisiune. Astăzi, cum am spus, e domnul Mihai Calotă. Vom vorbi despre Comuna Urdari, o zonă minieră. Și este o singură carieră care funcționează. Este o carieră, e Peșteana Nord, da. Acolo, da. Vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți un primar cu mai multe mandate, din 2008 am înțeles că da, în 2008 am ieșit primar în Comuna Urdari și le mulțumesc cetățenilor din Comuna Urdari pentru că au făcut o alegere bună. De când am venit, se pot treburile perioade, cum spun toți oamenii. În 2008, când am venit în Comuna Urdari, am găsit 600 de metri de asfalt. Actualmente am ajuns și am asfaltat toată comuna cap-coadă. Nu am un milimetru de ulițe neasfaltate, cu rigole, cu acces la proprietăți, cu toate. Deci în Urdari sunt asfaltate toate drumurile, ulițele, da? 100%. E o localitate destul de mică, are 3 sate, nu? Da, 3 sate. Deci, și vreo 3.000 de locuitori? 3.200 de locuitori. 3.200. Au mai plecat? Au venit? Sunt plecați în Italia, Spania, Italia la muncă, trimit bani acasă, construiesc părinții. Își construiesc care acolo, da? Construiesc în localitate. Domnul primar, în satele noastre din România și din Gorj, e o problemă mare cu depopularea, cu faptul că satele sunt îmbătrânite. La dumneavoastră cum? Și la noi numărul de elevi au scăzut. A și scăzut? La noi numărul de elevi. Tot actualmente funcționează toate cele 5 școli de pe raza Comunei Urdari. Avem două cu clasele 1-4 și două cu clasele 5-8 și o grădiniță nouă, modernă, făcută în 2010. Deci copii... Cam câți copii erau, să spunem, acum 5 ani? Sau? Erau peste 260, 270, 300 de copii. Actualmente sunt 180, 200 de copii. La jumătate. La jumătate, da. Deci școlile toate... Aveți vreun proiect în sensul ăsta? Proiect pentru... în acest sens, adică tinerii, dacă s-ar întoarce, da, cu cei plecați de dincolo, populația ar crește, copiii ar veni la școala noi, dar mulți au luat și copiii și familia și locuiesc în Italia, Franța, Spania, Belgia. Că unii au găsit de muncă, cu bani mai mulți, la noi salariile sunt foarte mulți, fiecare caută să-și facă o viață mai bună și să poată să strângă bani pentru copii, să-i le dea mâine un rost în viață. Din câți au plecat, câți credeți că se vor mai întoarce? Aveți idee? S-au mai întors și se mai întorc, deci tinerii au venit deja, chiar acum cu pandemia, s-au reîntors în țară, unii vor să deschidă câte o afacere în țară, alții își caută locuri de muncă în țară, deoarece în exterior, cum vedem și foarte bine, nu mai sunt primiți românii. Da, românii, cel puțin deocamdată, 20 de țări, am înțeles că nu ne mai primesc. Și acum oamenii caută să ajungă acasă și să-și facă un rost în România. Dumneavoastră, construiți, chiar înainte să intrăm în direct, îmi povesteați că ați construit școli, sunteți pe cale să faceți și creșe. 5 școli din Comuna Urdari sunt 100% reabilitate. Noi am băgat 7 miliarde cu clasele 1-4 la funcție, 7,5 miliarde din bugetul local, care este făcută după normele europene, cu grupuri sanitare interioare, cu centrale termice, mobilier nou, parchet, totul făcută de la zero, de cât ziduri a rămas. A doua școală în satul Fântânele a reabilitată pe fonduri europene, în valoare de 4.800.000, acoperiș, termosistem, ca la grupuri sanitare interioare, n-am o școală fără apă curentă și grupuri sanitare interioare, da, și din încălzire termică, copii. Nu am la nicio școală sobe, decât centrale termice în cele 5 școli. Grădiniță nouă, care am făcut-o, am două grupe de copii, în jur de 40 de copii, în satul Fântânele, care este făcută modernă. În 2010 am găsit decât fundația și în 2 ani de zile am construit și această grădiniță. Școala la centru a intrat în reabilitare anul trecut pe PNDL 2, în valoare de 9 miliarde de lei. S-a făcut termosistem, instalații electrice, pardosel, tencuieli interioare,
imobilier în valoare de 1 miliard, atât trebuie să mai aducă mobilierul și este, are condiții foarte bune. Școala numărul 2 Urdari, cu clasele 1-4, care avem și o grupă de grădiniță acolo. Această școală a fost reabilitată din buget local în valoare de 4 miliarde. I-am făcut termosistemul, grupuri sanitare interioare, avem centrală termică, singura școală care nu avea încălzire cu centrală termică. După aceea am făcut camera laptelui și cornul și are condiții foarte bune pentru copii. Da, apropo, iertați-mă, vă întrerup un pic. Spuneți-mi, apropo de programul acesta, laptele și cornul, a fost o discuție la nivel național cu faptul că s-au pierdut acele cantități în loc să fie date, dată fiind pandemia, copiii nu s-au mai dus la școală, cantitățile acelea de lapte și cornuri nu s-au mai luat, adică dar puteau fi date unor familii care, banii a fost direct direcționat pentru copii la școală, nu putem, adică noi să... Deci a fost o chichiță exact, să-i spun... fiecare zi și lunar să fac de conturi în funcție de copiii care au venit la școală și dumneavoastră primesc numai copiii prezenți. Dumneavoastră ce ați făcut cu toată cantitatea aceea? La noi nu au mai venit mașinile. N-a mai venit, întreb, nefiind copii la școală, nu a luat nimeni aceste cantități. Deci dumneavoastră ați reușit să faceți, să construiți, să investiți acolo în comună. Cum vedeți dumneavoastră începerea școlilor? Că se discuta, au început deja discuțiile. Copiii trebuie să înceapă școala. Modul în care se va face școala. Nu, școala se face tot la școală, nu de acasă online. Pentru că sunt copii care sunt clasa pregătitoare. Până nu-i pune învățătorul creionul în mână să reduce și să învețe, nu are cum să învețe părinții, că unii au servici, nu au poate suficient timp de copii să-i educe. Dar la școală, în cele 4-5 ore pe zi, copiii, fiind îndrumați din cadrele didactice, pot să învețe mult mai mult. S-a văzut și rezultatele la testarea națională, s-a văzut rezultatele la bacalaureat, că a fost note foarte mici datorită faptului copiii nu pot să învețe la fel de bine cum se duc la școală și profesorii își fac lecțiile zilnic și fiecare este prezent și este atent la profesor. Online. Vorbim cu copilul, nu se uită la noi. Dacă are tema refăcută, ce să-i vezi la copil? Să-l controlezi. N-ai cum să-l controlezi. Eu am pentru șansa de vorbă și cu cadrele didactice. Este foarte greu și la cadrele didactice, deoarece nu poți să desfășoare un program omenesc și firesc. Neapărat eu aș vedea cu toată pandemia să facă ceea ce se face, este cu măști, cu o oră, 50 de minute, că stă fiecare micșorează, mai bine ora la 40 de minute, părerea mea, dar să facă orele la școală copiii. Câți profesori sunt în Urdar, domnule? 30 de cadre didactice, care fac și naveta, le plătim și naveta, la cei care au făcut naveta, le-am plătit naveta, nu s-au pus probleme, nu avem restante nici la navetă, la nimic, dar trebuie să vie la școală, copiii învață foarte mult la școală. Și nu am fost copii și elevi, tot la școală am învățat. Poate în emisiunile viitoare vom avea vreun filmuleț de la Urdar cu școlile sau fotografii. Chiar vă rugăm, dar din câte venit, spune, facem da, din câte o spune... filmare cu toate acestea. Teren sintetic cu nocturne, le-am făcut la copii. Am sală de sport, făcută în 2010, cu 150 de locuri, care este, am predat-o la școală, datorită faptului Curtea de Conturi mi-a cerut să o predau la școală, le-am predat-o și o am întreținere și îngrijire ei. Eu le-am predat-o în condiții bune, dânsi au copii, fac sportul la școală și competițiile sportive. Mult mă acuză că nu îi mai lasă pe tineri să joace. Eu îi las, au dreptul să joace și tineretul. Când am băgat o reabilitare, am băgat 150 de milioane datorită faptului că nu sunt oameni. Nu sunt conștient de faptul că nu trebuie să fărâme, să dărâme, să spargă pereții. Pereți de regim și rău spargă. Tinerii nu înțeleg. A, face primarul. Facem cu cheltuielile comunității. Nu să facem ceva cu banii mai departe, investim înapoi, ne întoarcem înapoi să reparăm ce stric alții. Haideți să o luăm de la capăt. Deci spuneți așa, ați asfaltat drumurile în comună? În totalitate, în toate satele nu am un milimetru de ulițe neasfaltată. Toată comuna, în jur de 25 de km, 30 de km de ulițe sunt asfaltate 100%. Canalizarea este terminată, mi-a predat-o constructorul, am trecut în Adia să predau canalizarea și apa. Acum o lună, cred. Da, am intrat în Adia. Deja ne-a venit hotărârea la Consiliul Județean, Primăria Târgu Jiu și Bengeș Ciocadia, cred. Ne-a venit hotărârea că ne-au reprimit și pe noi ce în Adia. Ce înseamnă pentru noi intrarea asta în Adia? E foarte benefică datorită faptului că noi, fiind o comună mică, nu putem accesa fonduri europene pentru apă, datorită faptului că apa noastră din zona Gorjului are foarte mult amoniu. Am făcut două puțuri la instalația nouă, care e o extindere de apă, o să vorbim și de ea, și am găsit 12 și 16% amoniu în apă.
e foarte mare. Nu ne permite legislația să dăm la oameni decât apă cu 0,5 amon în apă, ca să ne dea și autorizație de funcționare de DSF-ul. Noi, neavând fondurile necesare, o instalație de amoniu costă 45 de milioane de euro, 45 de miliarde. Eu banii ăștia nu pot să strâng ani de zile pentru a face această instalație. Cine o face, să o cumperi, să plătești? Vă de, dați unde seama vine? De unde? Din sol, din apă. Deci apa are amoniu în apa brută. Și acum, în apa asta care o avem noi la state, păi este între 6 și 8. Dar deci puțurile două care funcționează la actuală. Am adus-o la 0,7-0,8 amoniu. Deci am venit, a luat probe de apa regio și ne-a ieșit 0,7-0,8. Deci noi am făcut tot ce a depins de noi ca primărie. Am schimbat nisipul cu arțios, cărbunele în această stație. Am băgat banii, ne-a vreo 800 de milioane acum 2 ani, de toate conductele exterioare le-am pus de inox, dar datorită faptului că se face clorinarea cu clor lichid, vaporii de clor corodează aceste conducte și erau foarte subțiri și se spărgeau, da, și nu mai putea să funcționăm. Am luat măsurile, am luat o firmă, am scos la licitație și au efectuat această lucrare. Deci apă avem în comună, am făcut și extinderea de apă pentru cele două sate, Fântânele și Urdari. Am mai făcut o investiție de 84 de miliarde prin PND2. Această investiție este în proporție de 63%. Lucrările sunt efectuate și astea mai fac lucrări de încă de 3 miliarde, sunt 49 și 53 de miliarde din 84. Este făcute puțurile, făcute bazinele, după aceea mai trebuie stația de tratare care vine din Italia pentru amoniu. E o stare foarte complexă, e vreo 16 miliarde. Și fiind pandemia, s-a încurcat foarte mult și s-a întârziat, lucrările trebuia terminate luna aceasta. Le-am dat prelungire datorită faptului n-au putut, da, în toate zonele, deci nu cam vrut noi. Oamenii n-au putut fi cazați, știți dumneavoastră, n-aveau voie să stea nici la hotel. Eu le-am dat două apartamente în blocul de locuințe care le-am făcut pentru profesori și au toate utilitățile, toate condițiile omenești, începând la frigider, aragaz. Vorbiți pentru cei care trebuie izolați. Da, care lucrează la apă. Lucrează la apă. Le-am închiriat aceste spații pentru a fi aproape și a desfășura activitatea cât mai repede și să nu pierde timpul pe drum. Și această lucrare în două luni se va termina. Deci am vorbit chiar azi cu constructorul și în două luni așteaptă stația luna aceasta și să o monteze și după aceea puțurile sunt făcute, curentul e dus până acolo, doar să facă legăturile și să-i dea drumul la această stație de apă nouă. Astăzi a intrat în vigoare legea carantinării. Dumneavoastră, cum priviți această lege, domnul primar? Vă întrebasem mai devreme, rămăsesem cu gândul la pandemie și la COVID. Cum a fost situația la dumneavoastră? Ați avut și noi am avut foarte mult. Să izolați pe cei în care... În izolare am avut cei mai mulți 93 de persoane, care au fost persoane vulnerabile. Le-am asigurat masa și cazare, de a cheltuieli foarte mici, vreo 5 milioane vechi am cheltuit cu ei, datorită faptului altul aveau bani. Adică nu putem să dăm bani în bugetul local, vine Curtea de Conturi și ne întreabă de ce ai dat. Da, și nu a venit să nici legea, asta, și dumneavoastră, legea a venit pe 34-a și ne-a dat voie atunci când persoanele care vulnerabile și persoanele care au venit legislația gravide și cu copii mai mult, să le asigurăm 300 de lei pe zi. Atunci am asigurat 300 de lei pe zi, fără probleme, cu un document în față. Mulți au supărat că nu ne dăm. Nu au dreptate, pentru că nici noi nu suntem, n-avem, n-aveam bani prin la buget pentru asemenea. Cine se aștepta că vine pandemia să prinde buget pe situații de urgență? Eu, da, pentru situații de urgență, credeți-mă, mi-am luat vitan și mi-am luat tot ce îmi trebuie, n-am mai prins bani, niciune, că n-am știut că se întâmplă nenorocirea asta în lume și nu numai la noi în țară. Și am fost nevoie de la rectificarea bugetară făcută de Consiliul Județean, ne-a dat 12.000 de lei, am plătit dezinfecție care ne-a obligat prin lege să dezinfectăm toate școlile, 7.700 de lei, cele 5 unități plus primăria, și după aceea am mai rămas 5.000 de lei care a rămas din banii care ne-a dat pe situații de urgență. Acum, cum vedeți, această lege vă ajută? Această lege, carantinarea să se facă, adică tot izolarea și carantinarea să se ia care sunt bolnavi, adică oamenii să știe cât mai puțin. Sunt cheltuielile care le face și statul și noi. Înțelegeți dumneavoastră? Dacă persoanele se simt asimptomatice și n-au nimic. O să fie și ei în izolare, internați o să fie și asimptomatici, din câte am văzut eu. Eu nu vot corectă, pentru că oamenii, dacă nu au nicio simptomă, la ce îl ținem acolo? Să cheltuim bani? Stăm mai bine acasă? Există și cealaltă parte a oamenilor care spune că
și asimptomatici. Apar și depresiile, am avut oameni care erau de o lună și jumate, au fost, am avut și noi 3 cazuri în Comuna Urdar cu oameni cu coronavirus. Dar oamenii chiar intrase în depresie stând în spital cu un paracetamol. Cum s-au manifestat? Deja avea soția bolnavă, nu mai suporta să stea. Până unii și-au cerut permisiunea și-au plecat acasă, că nu mai rezistau. Da, când a fost acea perioadă de vid legislativ, exact. Câteva zile au venit imediat acasă. Și toți sunt sănătoși și foarte bine. Deci, credeți că această lege care a intrat în vigoare astăzi nu e bună? Nu e gândită bine, pentru că cheltuielile inerente care le faci cu niște oameni care nici n-ai loc... E în spitale, scuzați-mă, că dacă vine așa, vă dați seama că se umplu spitalele rapid. Păi, da, deja se plâng de lipsa paturilor. Ce spunem? Trebuie gândită foarte bine și iar din nou izolarea să fie acasă, care nu are simptome, să știa, dar la nevoie atunci să dea un telefon și să ducă să-l lea. Așa o văd cel mai corect, nu sunt nici cheltuieli și oamenii nu intră nici în depresie. Când te duci acolo și dumneavoastră, una e când te știi și bolnav și știi și vecinul bolnav, nu știi în ce direcție să o iei. Da, e o problemă, continuă această problemă și această controversă, chiar dacă există această lege a carantinării care a intrat de astăzi în vigoare. Spuneam mai devreme de investițiile făcute de-a lungul acestor ani, din 2008 până în 2022 în primul. Deci, în permanent m-am ocupat. Aveți ce să spuneți? Avem multe, foarte multe, că am făcut de toate în această localitate din 2008 până în prezent. Cum ați reușit? Aveți majoritate în Consiliul Local? Da, am avut 8 consilieri. În primul mandat am avut 4, în al doilea mandat 5 consilieri din 13, în al treilea mandat am avut 8 din 13. Dar nu sunt probleme. Vă spun cinstit, dacă faci lucruri utile, și opoziția votează. Dacă nu vii cu prostii și măgării... La Târgu Jiu, de exemplu, că sunt probleme. Răutate. Se numește răutate. Pierdem timpul. Și sau ei și noi. Adică consilierii, când depun un jurământ, îl depun pentru binele comunității. După aia uită. Da, domnul primar, păi se pare că uită. Unii uită, dar oamenii taxează. Acum vor veni alegerile care n-au votat. Am și consilierii. Opoziția n-a votat nimic bugetul, că nu fac ce vrea ei. Eu fac ce e util comunității, nu ceea ce vrea fiecare. Deci și dumneavoastră aveți totuși niște probleme acolo. Sunt probleme, dar le rezolv. În sensul că nu vor să semneze niște proiecte pentru comunitate. Nu e o problemă. Nu e o problemă, că o să facem o ședință mai largă când ne dă voie să se termine cu pandemia și atunci să spui în fața oamenilor, chemând și cetățeni, să vadă ce au votat și de ce nu votează lucruri utile comunității. De exemplu, acum avem deja pregătite să depunem din nou, că am avut pe programul de dezvoltare și investiții, am avut gazele naturale în toată comuna. SF-ul este gata, avem avizul de principiu la distrigat pe 45 de km, 46 de km de ulițe asfaltate, de ulițe comunale. Avem două drumuri, Urdar-Negomir și un drum de centură, Urdari-Fântânele, de 4 km 600 și unul de 3 km jumate. După aceea avem un dispensar comunal nou. Astea sunt cele 4 obiective pentru viitor. Actualmente lucrăm la apa de 84 de miliarde, în proporție de 63 de miliarde este făcută. Urmează să fie stația de tratare și o punem în funcțiune. Al doilea proiect, care avem scoase deja pe SEAP, au cerut ieri niște clarificări, două firme care au licitat, a fost vreo 7, 2 au rămas, până la urmă a depus vin oameni la licitații, ofertele? Vin firme la licitații, că și asta e o problemă în ultimul timp. Deci au venit din la mine, la Crește și la Grădiniță, au venit 7 firme și restul n-au depus, 5 firme n-au depus ofertele financiare. Au rămas 2, au cerut clarificări, în cel scurt 3 zile va ieși firma câștigătoare pentru Creșa și Grădinița care se va construi în Comuna Urdar, sat Urdar, lângă școala care zicem noi Hotăroasa, chiar în perimetrul acelei școli. E o creșe cu 25 de locuri și o grădiniță cu 40 de locuri. Va fi o construcție cu etaj, cu mobilier, cu tot ceea ce este și dotare pentru această creșe. Avem prin CNI Căminul Cultural. Ne-a cerut ultimele 4 clarificări, autorizația de construire, ne-a trebuit autorizația la ISU, care am luat-o alaltări și deja am transmis-o către București, și ne-a cerut devizul de lucrări pe etape. Și le depunem și va ieși și această lucrare la licitație, o scoate CNI-ul la București. Mai departe, avem lucrări făcute în timp.
extindere de rețele electrice în valoare de 6 miliarde. Spuneați că la dumneavoastră în comună... Din bugetul local, da. Iluminatul e cu LED-uri. Am 550 iluminatul public în toată comuna cu LED-uri. Azi chiar am schimbat 9 lămpi care au fost arse, nu că veni la dumneavoastră. Am avut mentenanță cu firma care le-a făcut acum 3 ani și azi au schimbat 9 lămpi care s-au ars când fulgere și trăznete, da. Le arde diferența de tensiune și mai arde din ele. Au venit oamenii și le schimbare. Le-au și schimbat, nu că veni la dumneavoastră. Am fost cu oamenii și le-au schimbat. După aceea, am făcut extindere de rețele electrice pentru cetățenii, având intravilan foarte puțin, am făcut intravilan prin Pug până în fosta bandă transportoare și am dus curentul pe toată lungimea aceasta, vreo 3 km de extindere de rețele electrice, care benefică pentru oameni. Le-am băgat curentul, le-am băgat apă, am proiectul făcut pentru reabilitare drum de beton, pentru banda de betonat, să-l asfaltez. Singura bucată de 3,5 km care nu stau decât câteva de acasă, dau de beton, nu stau oamenii că n-au asfalt. Înțeleg, da. Domnul primar, 3 mandate. Da. Vă pregătiți pentru al 4-lea. Da, dacă eu știu că mi-am făcut datoria, oamenii mă vor vota, care nu cred că nu mi-am făcut datoria să nu mă voteze. Eu știu că mi-am făcut treaba la locul de muncă. Ați avut și ceva probleme? Judiciare. Da, judiciare. Deci s-au clasat așa aceea. Dar câți ani a durat până să... Eu sunt monitorizat din 2014, 6 ani de zile care am stat pe... Ce înseamnă monitorizat? Adică monitorizat, urmărit de toate, ce cu cine te întâlnești, ce faci, ce dregi, puse camere de la vedere în primărie vreo 9 luni de zile, ascultare video, ambientale, tot ce au vrut. Deci nu s-a devenit absolut nimic din ceea ce... Pentru ce ne-au reținut. Procurorii n-au reușit să dovedească... Da, dar oamenii au venit acasă pe rechiziție... Corupția de care spuneau... Da, pe rechiziție, nu s-a găsit bunul, mă, bine, s-a găsit banul, s-a găsit înscrisul, nu s-a găsit. Și după aceea, ne ia în decembrie... Cum v-a afectat această perioadă? Și moral, și fizic, și familia. În primul rând. Și sănătatea. Pentru că gândindu-te că nu faci nimic decât muncești pentru comunitate și te găsesc unii și vin și te ia că vor, astea sunt timpurile. Să noi nu ne-a luat că n-am făcut treabă, ne-a luat că am făcut treabă, deci am făcut cu firmele X. Păi, dar noi le-am înscris noi la licitație, la canalizare, am adus eu, dacă singură firmă puteam să gonesc oameni. Deci pe SEAP eu știu cine vine. Pe dumneavoastră vă interesa să faceți lucrare. Exact. Cine vine să-și facă treaba. Dom'le, dar de ce se întâmplă așa? Că de asta, în multe cazuri, sunt oameni care nu mai vor să semneze nimic de frica. Nu, eu am semnat continuu, mă știu nevinovat. Mă știu nevinovat și am mers înainte. Deci nu am stat pe loc. Eram în București, eram monitorizat, om după mine, că eram în control judiciar. Mă duceam pentru apă la București, aveam om după mine. Urcă în taxiul ăsta, că eu sunt ocupat. Parcă eram ultimii oameni. Când am venit și la judecătorie, parcă eram omorât să oameni, să nu făcusem pentru oameni ceva în viața asta. Dar asta este viața, trecem prin ele. Dumnezeu vede și pe bun și pe răi. Și spuneați că v-a afectat și familia, în ce sens? Cum... Bineînțeles, aveam o fată în anul 3 la facultate la București, cum a fost inima copilului meu să vadă, să vie după tastă, să-l vadă în cătușe. Da, și a fost frumos? Ați uitat să vă închideți telefonul. Da. Dumneavoastră faceți, ați făcut parte din acel celebru lot Idail, da. Da, primul m-a luat pe mine și pe directorul Șandru, având cel mai mult un zi de sprijin la hotărâtă de 2 miliarde, parcă eu puteam să știu că acel drum făcusem asfaltarea și între timp alunecare de teren. De unde se privăzut eu că am avut proiectant? De unde prevadă proiectantul că alunecă terenul? Mi-a luat că i-am dat lucrările ai Daniel să-mi facă, că e exclus așa ceva. Este exclus. Domnul inginer Mihai a făcut această proiectare singur geolog din Gorj. S-a dus la dânsul câți bani mi-a dat și că să n-am băut o cafea cu acel om în viața mea. De când ne-am întâlnit la punctul de lucru și au văzut ce este de făcut și a făcut în aceeași bani a doua proiectare. Pentru că prima dată a făcut o proiectare mai simplă și după aceea a făcut o proiectare foarte amplă. Primul proiect a costat vreo 800 de milioane, care era prevăzut cu zidiri de piatră și cu altceva. Și după aceea, când a văzut alunecarea, când am venit să predăm amplasamentul, oameni, intrăm în pușcărie. Hai să refacem proiectul. Și l-a făcut în aceiași bani, al doilea proiect, cu ceea ce trebuia și a modificat. N-a trebuit să mai plătiți odată, să spun. N-am mai plătit absolut nimic. În aceiași bani, cu omul i-a fost frică să nu-l dăm de necazuri. Și a avut dreptate. Nici nu știam că să ajunge unde s-a ajuns. Și a venit și că... Omul și-a făcut treaba, i-am plătit proiectarea și atât. Dumneavoastră, în momentul acela, în acei ani, cum spuneați dumneavoastră, de monitorizare, simțeați că sunteți urmărit sau bineînțeles, interceptat? Bineînțeles, dacă lăsam mașina într-un loc, găsam mașină lângă ea.
Dar de ce nu? Aveți o explicație pentru toate astea? Păi, crezând că ne întâlnim cu diverse persoane sau nu mi-ai spus nici eu de ce. De unde a plecat? Cine au fost cei care au făcut denunțurile, acuzațiile, mă rog? Acuzațiile a făcut un consilier local de acolo, din comună, cu taică, s-a dus la procuroare și a zis că am făcut o anexă acolo de casă, eu am casă, m-am căsătorit în 92 pe plus 1 de tata, cu tata am făcut-o împreună, trece și tata și așa mai departe. Și a zis că mi-am făcut o anexă de 8 pe 7 și mi-a făcut o firmă. Exclus așa ceva, la mine n-a venit odată o firmă decât am lucrat cu oamenii, cu prietenii mei din sat, care ne-am ajutat reciproc unul pe altul. Muncă pentru muncă. Înțelegeți? Și de ce? Eu credeți că mă duc acasă și stau, ne ajutăm. Spuneți-mi, vă rog, dată fiind situația și anii de... în care a trebuit să mergeți la tribunal. Am fost la instanță, am fost Craiova, am fost sigur. Târgu Jiu, știți dumneavoastră. Ați avut și cătușe, să nu spuneți. Exact. Când... asta este viața. Nu numai dumneavoastră, și ceilalți... colegi. Dacă ar fi să schimbați ceva, ați schimbat din ceea ce ați făcut? Bineînțeles, adică să răspundă și procurorii și judecătorii care dau, care dau aceste sentințe pe nevinovăție. Să vadă și dinși cum este să stea copiilor, să vadă, ați văzut dumneavoastră acum, cum s-a mai întors cu portocala și cu toate. Adică să vadă și el cum e acolo în celulă și a băgat o grămadă de oameni nevinovați, cum am fost și noi. A fost o, cum să zic, o poliță politică, să spunem? Eu cred că da. Mai mult ca sigur, da. Că după aceea am fost la PNL, m-a dat afară PNL-ul și după ce m-a dat afară ne-a și luat. Când ați fost la PNL? În mandatul al doilea. Stați așa, cum ați intrat? 2012-2016. În politică? La ce partid ați intrat în politică? În politică la PDL. La PDL. Am dat primar, viceprimar jos din funcție. Nu l-am mai vrut oamenii. Așa, apoi? După aceea am trecut la USL. USR din partea PNL-ului. După aceea am ajutat PSD-ul, am ajutat. Mi-am făcut treaba și am ajutat care merita. Mi-a dat afară din partid și domnul Barbu la București m-a dat afară. Am stat independent. Că domnul viața... Barbu, care a fost și parlamentar da, de Gorj. Da, senator de Gorj m-a dat afară. Nu e problemă, dat afară. După aceea mă căutau să vin înapoi. Și în acest an nu merg înapoi pentru ați oameni. Ați avut oferte de la PNL? Da, dar nu m-am dus. Și înscrierea în PSD când a avut loc? La mandatul al treilea. La al treilea. La al treilea mandat. E o întreagă peripeție, nebunie, să spun, da, pentru dumneavoastră. Da, cu toate acestea, prin câte greutăți am trecut, am continuat proiectele în desfășurare și care le-am avut. După aceea, reabilitarea biserica din statul Fântânele, Sfântul Gheorghe. Am băgat din bugetul local 3.700.000.000. Acoperiș, tencuile exterioare, tâmplărie, instalații electrice, gard, tot ce este. La fiecare biserică am construit capelă cloponită cu clopot la fiecare biserică. După aceea, fiecare biserică are de făcut paraistase. Unul la Sfântul Gheorghe l-a făcut fostul primar, la Urdar l-am făcut eu pe mandatul meu. Biserica de la Urdari. Aceea este monument istoric, are o valoare de construire de 9.700.000.000. Până acum am băgat bani din buget local 4 miliarde, 5 miliarde până la ora actuală în ea, 2 miliarde ne-a dat cultura în 2000. Vechi, da. Da, bani vechi, da. Și acum avem să o acoperim cu tablă de aramă, să înceapă oamenii, încep lucrările de o săptămână, două, vin să apucă de acoperit și monument istoric, de când datează lăcașul? 1902, are peste 100 și ceva de ani. 1926. Eu vă întrebasem un pic mai devreme dacă ați schimbat ceva din ceea ce dumneavoastră ați făcut pentru comunitate și care, iată, v-a adus în atenția organelor de cercetare penală. Ați nu, face vreo schimbare? Noi ne-a adus în atenție, am avut foarte multe lucrări cu acea firmă. Adică de ce a făcut firma asfalturile în comună? Păi dacă venea cu, fac cele mai bune lucrări de calitate, cum să gonesc oamenii? Idailu. Deci am avut la zidul de sprijin, a fost pe situații de urgență și era sub 100.000 de euro, putea cu încredințare directă. Ți-o dai la unii cu o roabă? Acolo a trebuit 50 de tone de fier. Nu mai vorbim de rest. Lucrarea a costat 2 miliarde de euro. La următoarele investiții pe care dumneavoastră le aveți în plan, veți, cum să zic, veți avea aceleași, cum să zic, veți lua aceleași decizii? Bineînțeles, eu merg înainte. Care... De exemplu, acum, la licitația de la CNI-ul, păi eu știu cine vine sau știu ce preț de fiecare. Îi face la București, o să fie o firmă de oriunde, vine și își face treaba. Ce recomandați primarilor care încearcă să facă ce faceți dumneavoastră, adică să dezvolte comunitatea,
să lucreze în sprijinul cetățeanului, dar au probleme de acest gen. Ce le recomandați dumneavoastră? Să fie puternici, să meargă înainte. Să fie puternici, adică să facă totul legal și să nu să stea să piardă timpul. Ați văzut dumneavoastră, cu o licitație, dacă prima firmă vine și nu este capabilă să facă lucrările, ne încurcă și 2-3 ani. Trebuie să scoatem acea... Nu are ce. Intră în insolvență. Te-a nenorocit. O firmă care a intrat în insolvență te-a nenorocit. Trebuie să preia lucrările de unde a rămas. Ala, nu știu ce a făcut cel dinainte, știți dumneavoastră. Ori a făcut bine, ori a făcut rău. Mai ales lucrări de canalizare, cele mai grele lucrări. Să n-ai o firmă bine specializată să facă lucrări, te-a nenorocit. Nu este apă sau altceva. Apa merge și conducta strâmbă sau oricum, dar la canalizare, dacă nu are panta care trebuie, nu va funcționa niciodată. Deci sunt lucruri extrem de serioase. Foarte serioase, pentru că investiție foarte mare, de 86 de miliarde a fost canalizarea. Banii să nu funcționeze. De unde? Fonduri europene? Prin PNDL. Prin PNDL. Canalizarea și drumurile care am avut în comună și buget local. Dacă ultima lucrare pe drumurile din comună, 2,6 km, m-a costat vreo 15 miliarde, ultimele ulicioare. Am avut niște bani în fondul de rulment care i-am strâns în șirul anilor și i-am folosit pentru a termina toată comuna de asfaltat. Să nu-ți calce nimeni decât pe asfalt toți locuitorii. Și ulițele de 30 de metri, ulicioară. I-am făcut-o, 1,70 m, i-am făcut-o. Că și el plătește taxe și impozite locale, e om din comuna Urdari și este omenește, tot să aibă condiții omenești. Fonduri europene? Câte accesez, proiecte aveți? Acum accesez pe fonduri europene, POR, Creșa și Grădința, care este de 16 miliarde. Vreau să chiar mă gândeam... Chiar anii care au fost... Pe gal, cum spuneați dumneavoastră. Pe gal am făcut lucrare de 2,4 miliarde în fața primăriei, modernizarea centrului civic în fața primăriei. În gal ce primărie mai sunt? Grupul de acțiune locală, adică Sudul Gorjului, care este făcut președinte domnul Iordache, care e un om foarte zbătarnic și și-a făcut treaba, este vecinul nostru cu turcenii, a muncit pentru acest gal și ne-a dat 47.000 de euro care a investit în această lucrare de modernizare centrului comunii. Da. Interesant. Era foarte urâtă zona. Nu mai să veniți, faceți fotografii și arătați și la alte comuni. Să știți că am fost la Urdar, dar în urmă cu foarte mulți ani, vreo 15, da, făceam un reportaj pe acolo, nu mai țin minte. Dar să știți că era un peisaj dezolant, că de asta... Nu, eu zic că comuna s-a schimbat în bine. Da, poate o să ajungem la Urdar. După aceea am adus un investitor, am făcut pe cospălătoria auto, și stație de gaz. Ați adus investitor la Urdar? La Urdar, da. Domnul Gârdu, domnul meu, firmă, dânsii am stat 2 ani la dânsii la ușă să vie să facă această investiție la Urdar. Le-am concesionat pe 49 de ani terenul, era în fața întreprinderii miniere, e o zonă frumos, acum arată foarte bine, înainte trebuia să strâng pare de cafea care le bea minerele și arunca pe jos. Acum e ceva frumos, adică și util pentru oameni. Oamenii nu se mai duc la Peșteara, la Rovinar, la Bâlteni, acum a făcut PECO să-și iau benzină sau motorină sau sunt butelia sau care au mașini pe gaz să-și încarce cu gaz. Vreau să vă spun că în ciuda problemelor cu justiția pe care dumneavoastră le-ați avut, ați fost ales, uite, 3 mandate vă primiți. Da, și n-am luat cu puțin, cu 75% al treilea mandat. Contracandidați? Contracandidați, vin cu vorbe, noi venim cu fapte. Ei se mai au mult, adică noi am făcut toate investițiile, în 12 ani n-am găsit nimic. Școlile picau pe copii, se spune cetățenii comunei Urdari, nu eu. Ne-am luat școală cu școală, uliță cu uliță, biserică cu biserică, căminul cultural urmează reabilitat, sală de sport, ne-am luat la rând ușor pe toate și acum ajungem să mai băgăm gazele, să mai facem 2 drumuri și un dispensar nou, care am demolat un dispensar al vechi și acum deja am să fac proiectarea pentru un dispensar nou în comună. Asta în cât timp credeți că le-ați putea face? Să depun pe CNI-ul. Până la toamnă îl depun, în 2 luni îl depun acest proiect și după aceea să primim finanțare. O să dureze vreo 2-3 ani. 2-3 ani, dar rămâne un lucru făcut. Da, știți că se va construi. Nu știm acum dacă situația cu pandemia se va agrava la noi. Chiar vorbeam mai devreme că nu ne mai primesc nici europenii. Așa. La noi cazurile au crescut în fiecare zi. Ce veți face dacă se vor amâna alegerile locale? Vă afectează? Ar fi o măsură bună, în opinia dumneavoastră? Trebuia să facă din iunie și se termina tot circul și toate și se mergea toate bine. Părerea mea că trebuia făcute din iunie, nu trebuie amânate. Au făcut și francezii, a fost mai rău ca noi.
Noi în iunie era foarte bine. Și au revenit, acum nu prea mai au... Da, nu mai au, adică mai au nimic ei, la franție. Dar, da. Dar eu văd dacă mereu lungim boala și nu se știe, poate vine mai rău. Cât o lungim. Credeți că este o... Cum să zic? E o intenție a PNL-ului de a prelungi... Da, de situația de urgență și nu se poate face nimic. Starea de alertă, da. Da. Credeți, în opinia dumneavoastră, așa cum merg lucrurile, ne întoarcem cumva la starea de urgență? Ar fi o... Așa cum se vede la ora actuală și câte... Cum simțiți dumneavoastră că ar proceda guvernul liberal? Adică, astea sunt 600, mâine 800. Nu înregistrează pe toți, cumulează să le iese ce le trebuie. Părerea mea. Altfel nu se explică. Adică, spitale zgoale, când spunea și doamna Firea la București, și spune că n-au unde să-i ducă. Da, spuneau, a fost o controversă și asta. Ați văzut, chiar și după aia recunoscut și domnul Arafat și domnul Vela, da. De sănătate și toate au recunoscut și că a fost o confuzie, da. Și a fost o greșeală. Cum considerați dumneavoastră, sau cât credeți dumneavoastră în existența, bine, nu în existența virusului? Virusul în există. Cazurile, da, în cazurile acestea, că au apărut în spațiul public tot felul de, până la urmă și glume, că cifrele ar fi umflate. Dumnezeu, oamenii de rând, ce să creadă? Dumneavoastră ce credeți? Deci, conduceți o comunitate... Oamenilor le frică, vorbim serios. Serios, da. Deci oamenii au înțeles, ați văzut dumneavoastră, ne-a fost și cu să meargă la magazin cu hârtia să semneze la ce se duce. Oamenii s-au conformat. Nu 100%, dar 95% oamenii le-a fost teamă să plece bătrânii peste ore sau știți dumneavoastră. Deci toată lumea a respectat acest program. Dar acum nu poate să mă respecte datorită temperaturilor foarte mari. Hai că noi la țară facem ce facem. Dar ce fac orășenii în blocuri? Că ia foc. Vorbim pe dreapta. Ce ziceți? Căldurile foarte mari. Și nu pot să poarte măști? Măștile și plus să stai numai în cameră. Cât o să stai, doamne? A, dumneavoastră vorbiți în cazurile de izolare. Da, e de izolare. Oamenii, cât o să se reziste? Da, e, cum am zis mai devreme, această lege a intrat în vigoare. Să vedem... Nu știu de ce, dar oamenii nu o să mai creadă în pericolul acesta foarte mare. De existat există boli, adică există, e clar. Nimeni n-ar fi aceste suspiciune, dar hai să venim cu ea la normalitate, să-i dăm drumul la treabă, copiii să înceapă școlile. În primul rând să înceapă școlile, că dacă mai fac ce au făcut cu online-ul, îi distrugem. Avem generațiile, asta se vrea? Scuzați-mă că se rămâie proști. Poporul român a fost un popor foarte bine dezvoltat mental. Vorbim pe-a dreaptă. Toți se descurcă unde se duc. Sunt apreciați unde pleacă. De ce? Au învățat carte și știu să pui în practică ce au învățat. Dar acum ce se urmărește? Să-i îndobitocim. Scuzați-mi că zic așa, dar asta e adevărul. Nu ne mai învățăm carte. Nu mai știu să expună. Cine ar vrea să ni se întâmple treaba asta, domnul primar? Părerea mea, tot din exterior vin minunile. Nu ne ducem la școală, ne comandă alții să ajungem rău. Credeți că... bine, că la dumneavoastră la Urdar, am zis mai devreme, e o calitate mai micuță totuși. Sunt convinsă că acolo, în școlile cele noi pe care dumneavoastră le-ați făcut condițiile. Și toate condițiile, da. Vor putea sta copii la 2 metri distanță unul sunt față de celălalt. Sunt fel de mari, nu sunt probleme. Dar... Lumea 16-17 în clasă. Și lumea își pune probleme la orașele mai mari. Unde sunt 32 de copii. Da. Acolo e mai dificil. Este. Pentru că sunt 3 ture, cum știm și noi. Clasa întâia pleacă de dimineață până la 12, pe urmă intră alții, după la 4 intră seralul, cum este peste tot în toate școlile. O altă problemă legată de copii, domnul primar, este... dublarea alocațiilor, care se pare că nu va mai avea loc, guvernul... Eu cred că va avea loc. N-a respectat legea, trebuie să intre în vigoare. Legea. Sunt 7.000 de părinți, am înțeles, la nivel național, care au depus cerere. Au dat în judecată guvernul. Și va câștiga. Vor câștiga, probabil, cu siguranță, pentru că e o lege care n-a fost respectată. Ce vrem mai mult de la copii? Noi de ce investim în educație? Primul meu plan, când am venit primar, am investit în școli, infrastructură și școli. Plus că am 2 microbuze școlare, unul funcționează, am pe al doilea care la orice minut poate să funcționeze. Nu că mă laud, am toate, am pentru ele, am garaj pentru utilaje, pentru microbuz, am pentru tractor, am pe buldo excavator, al meu, proprietatea primăriei. Dacă ar fi să vorbiți, să enumerați problemele pe care le are comunitatea dumneavoastră, noi, care ar fi? Noi, gazele, în primul rând, că oamenii au îmbătrânit.
sunt îmbătrâniți și le trebuie gaze. Nu are cine să le aducă lemne, cărbunele s-a ieftinit tona, ai 2 milioane tona, în bani vechi 200 de lei, 10 tone, 20 de milioane. Adu-l acasă transportul, după aceea pune la scuteală, cară-l. Nu mai pot. La centrală. Oamenii au îmbătrânit. Deci cea mai grea problemă, tot oamenii, domnule, ajutați-ne și gaze, că oricum tot bani cheltuim. Și pe lemne și pe cărbune. Lemnele e 4 milioane jumate cu 5 metri cub, 450 de lei metri cub bani de noi. Nu, oamenii deja, mai bine își trag de la gură numai să aibă condiții, știți dumneavoastră cum e. Sigur. Apă au, curent au, ilumina publică au, ce să le mai facem? Pe timp de vară am și o problemă cu apa datorită consumului foarte mare. Actualmente nu am făcut față pe timpul foarte călduros. Cum vă acum înțelegeți cu cei de la Apa Regio și cu colaborarea cu Apa Regio? Da, e foarte bună deocamdată. Dânșii au venit, au luat probe să știe de unde pleacă. Știți că la noi e o problemă cu Apa Regio, la noi în oraș. Și la oraș, dar la țară. Eu am făcut program, adică când a fost timpul foarte călduros, am făcut dimineața la ora 5 până la 8-9 când se termina bazinul, seara de la ora 7 până se termina bazinul. După aceea se termina să golea și începeam să-l umplem până dimineața. Mulți n-au fost mulțumiți. Dar nu e vina mea că e consumul foarte mare. Toți oamenii au o grădină, udă grădinile, știți dumneavoastră, că să aibă o roșie, o varză, un ardei, să nu stea toată ziua la piață, care sunt gospodari. Trebuie să-și udă grădinile. Exact. Și... dar n-au, cum să vă spun? Deci zona de hotărâta venind mina, nu mai este apă, datorită faptului stratul freatic l-a atins cariera. Mă înțelege, și acolo nu este chiar apă de băut, oamenii. Mulți n-au, ai foarte puține și nu au apă suficientă în fântâni. Deci încesat? În Hotăroasa, adică Hotăroasa, în partea nord, când e peșteana nord, acolo este cariera. Și cum se descurcă oamenii? Oamenii pe programul atâta. Da, au înțeleg, o să înțeleagă că deja în două luni dau drumul și împart comuna în două. Și atunci va fi apă în permanente, non-stop. E o problemă cu apa, mai ales dacă este secetă. Pe timpul călduros, adică începând de iunie, iulie și august. Înțelegi, dacă a plouat, acum are toată lumea. Nu sunt probleme. Slavă Domnului, da. Da, dar când plouă, nu sunt probleme. Adică toamna până în primăvara, nimeni nu zice că nu e apă. Haideți să facem un pic de politică, domnul primar. Ce contracandidat aveți important acolo? La Comuna Urdari, până în prezent, este de la PNU, actualul viceprimar. La ALDE nu este nimeni. La PMP-ul am înțeles că ar candida cineva, tenințianul veterinar. La USR-ul este un băiat, imediat vă spun eu, Sulugiu Aurel. După aceea la ANDU va fi Hangiu Dumitru. De la ce partid? ANDU, am înțeles, ANDU. Nu, ADN. ADN-ul, sau cam așa, ADN-ul. Da. Dreptul lor să candideze. Vă temeți? Adică... Nu mă tem, pentru că mi-am făcut treaba. Care nu și-a făcut treaba, au de muncă. Ei vin cu vorbe, noi venim cu fapte, care avem deja proiecte implementate, proiecte în curs de implementare, dar ei vin să mintă oamenii, nu cred că îi agrează. Nu mai merge să mintim oamenii. Cum vedeți dumneavoastră că se va desfășura campania electorală? Eu tot timpul am făcut o campanie frumoasă. Nu m-am dus la nimeni să vorbesc urât despre ceilalți candidați. N-ați vorbit urât? Nu. Am 3 mandate, oamenii ales pe cine doriți, atât le-a spus. Și mi-am văzut de drumuri. Așa voi face și acum. Deci în aceste deci mandate... Deci n-a fost nevoie să... Adică n-a fost exclus. Nevoie. Nu-mi permit să jignesc, nu-mi permit pe nimeni. Dumneavoastră ați fost jignit? Bineînțeles, dar îi lasă și mor pe limba lor. Așa ziceți? Da, da, dar o să vedeți. Oamenii credeți că îi apreciază? Că mă știu de om. Da, dumneavoastră stați acolo, în Urdari. Bineînțeles, locuiesc în Comuna Urdari, acolo locuiesc, acolo am familia. Și spuneți că PNL v-a ofertat. PNL-ul m-a ofertat, dar nu am vrut să merg la acest partid. Cam o lună de zile că mi-am fac întreg, nu. Ce v-au promis? Nu că sunt, chiar e o curiozitate. Ce, cum v-au, cum să zic, ce vă promiteau? Când dau proiecte, i-am spus, nu-i probleme, proiecte trebuie să le primească toată lumea. Eu am fost la toate partidele și cei care au fost la PNL-ul actualmente nu au proiecte pe PNDL sau nu au proiecte pe CNI-ul. Cum vă înțelegeți? Cum e posibil? Adică cum e posibil? Eu îl fac și îl depun. Trebuie să-mi dea ceva scris. Și după aia ne judecăm. Deci ce mi le respingi? Anume, ce are de nu-i bun? Dacă respect toată metodologia. Cum vă înțelegeți cu și ghidul? Conducerea PSD, domnul primar, PSD Gorj? Foarte bine, adică foarte bine, pentru că mi-am făcut treaba de câte ori am fost chemat la ședințe, m-am dus la ședințe, ce mi s-a spus? Am dus la bun sfârșit, adică am fost și în alegeri, am ieșit foarte bine și la europarlamentare și la parlamentare, la toate am ieșit bine.
și la euro și la... Ce părere aveți despre candidații anunțați de PSD Goș, de exemplu de domnul Florescu la primăria Târgu Jiu? Este un element foarte bun, a fost prefect, știe administrație, știe de toate, a fost subprefect, a fost prefect, adică a fost vicepreședintele Consiliului Județean. E de ani de zile în politică. Și știe administrație. Dacă te duci acolo, a lucrat la birou agricol, a fost inginer la birou agricol. Mi-a fost foarte ușoară trecerea ca primar. Știam problemele comunității, știam ceea ce e în comună. La primărie, titlul de proprietate la pădure, 100%. În instanță, nici în proces pe legile fondului funciar. Vă spun cinstit. Zero procese. La dumneavoastră, la... Bineînțeles, la comună. La comună, nu, eu... Nu, și mai departe. Dacă știi administrație, îți faci treaba corect. Dar ce să primi oamenii prin instanță? Pentru ce? Să cheltuie bani și timp? Nu se merită. Îi dai ce al omului și pleacă omul mulțumit. Și spuneți că a fost un prefect bun, domnul Florescu. Bineînțeles. E foarte bun. Adică a venit avansarea în funcție cum a fost dânsul atunci, s-a dus la București. De ce? Dacă nu era bunul, primea la București? Da. N-ați avea, știu eu, că au fost aceste discuții. Domnul Iordache a spus la un moment dat că dacă se va găsi un candidat și mai bun decât mai domnul redutabil, Florescu, cum zic, din și mai da. Redutabil, mai pus pe... Da, da. Poate pe să scandal, fie și cunoscut. Adică, așa. Vedeți dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră declarațiile astea? Eu le văd, adică tot așa, să învrăjbească și să pui mâna pe muncă. Înțelegeți dumneavoastră, ca să câștigi trebuie să și muncești. Nu-ți vine câștigul de la sine. Nu credeți vine, că în PSD Goș nu se va lua o altă decizie eu și se va rămâne la candidatura domnului Florescu? Domnul Ciprian Florescu. Am auzit și dânsul zicând că dacă este altul mai bun, dânsul cedează locul. Deci dânsul cu gura lui a spus la radio. Da. Că poate ați auzit și dumneavoastră. Dar... Credeți că ar fi nevoie de un astfel de gest dacă într-adevăr s-ar găsi un alt... Asta nu pot eu să... Nu pot. Adică dânsii stabilesc, știu mai bine, adică fac niște sondaje, știți dumneavoastră, peste tot, în sondaje care este mai bine, că și dânsul asta cel mai bine în sondaje de a fost spus. Știți dumneavoastră că... Da, au fost două sondaje, am da, înțeles. Și dânsul asta mai bine. A povestit domnul Florescu chiar la noi, la Târgu Jiu TV. Și greșesc cu ceva, nu pot să stabilesc asta. Dânsii stabilesc de comun acord, adică... Domnul primar, revin la întrebarea, cum va fi această campanie electorală? Campania va, dacă este acum cu pandemia, va fi o campanie mai mult online, părerea mea. Nu ne lasă nimeni să ne rugem pe la poartă, pe la oameni. Ce duci un plian sau să-l lași în viteză? Nu merge să mai mergi cu 10 oameni după tine. Un om, doi, să faci treaba și să pleci. Eu așa o văd. E o campanie foarte simplă. Simplă. Simplă în sensul că nimeni nu are timp să stai de vorbă mult cu oamenii. Adică nu că nu vrei să stai. Și băi de mulțime și așa mai departe nu mai sunt posibile. Nu, niciodată. Eu, în comun, am trecut o singură dată de când în cele 3 mandate. Oamenii știu ce a de făcut. Dacă te vrea, te vrea. Dacă nu, nu e o problemă. Credeți că e mai civilizat așa? E foarte civilizat, adică să se termine cu banii, cu cumpăratul de voturi. N-am cumpărat un vot de când sunt, nu am dat bani de când sunt pentru a mă vota. Pentru că ce, am ajuns să mă cumpăr? Nu, eu am venit să muncesc pentru oameni. Spuneți-mi, vă rog, vă descurcați cu Facebook-ul? Nu prea, nu prea. Eu trecut, nu. Nu, pentru că am un telefon simplu, n-am telefon simplu, pentru că nici n-am timp de Facebook, vă spun ce simt, dar nici nu mă interesează. Nu mă interesează ce zic contra candidatului. Sunteți preocupat pentru... Nu, asta scriu toate prostiile pe el, că nu-i convine că vede sau ce nu vede. Mă înțelegeți dumneavoastră, eu știu că îmi fac treaba. Preferați să nu vedeți astfel de mesaje. Exact, nici nu vreau să știu. Îi las. Haideți să vedem dacă avem și noi ceva comentarii. Le mulțumesc celor care ne urmăresc, e destul de multă lume. Adevărat, copiii trebuie să înceapă școala, vă spune cineva, domnul călugăru Cojanu. Deci este de acord cu dumneavoastră, copiii trebuie să meargă în toamnă la școală. Exact. Felicitări pentru atitudine, domnule Mihai Calotă, Valiza Sanfira vă transmite. Urmează o perioadă foarte grea și trebuie să aveți aceeași tărie de caracter de care ați dat dovadă, mult succes. Vă mai urează domnul Sanfira. Felicitări și mult succes pe viitor, Mihaela Calotă. Fata mea. S-a uitat la dumneavoastră la da. Emisiune. Salutări și din partea Târgu Jiu TV. Nu le-a fost teamă de virus, le-a fost teamă de amendă, spune doamna Viorica Viola. Sobo, probabil legat de discuția pe care am avut-o da, cu da, pandemia. Da. Felicitări și mult succes, vă mai transmite cineva, Olimpia Văduva.
Destul de urâtă reacția domnului Iordache ne transmite doamna Doina Lorinț. Probabil face referire la afirmațiile domnului Iordache cu privire la un alt candidat. Bravo domnului domnule primar, tot doamna Lorinț vă transmite asta. Mulțumim pentru mesaje. Domnul primar, dacă aveți ceva de transmis celor din Iordache. Eu le mulțumesc din suflet locuitorilor comunei Iordache și le promit că mă țin de cuvânt. Cu toate promisiunile care le-am făcut, le-am dus la îndeplinire, adică anual eu am făcut ceva pentru comuna Iordache. Nu-i voi minți și îmi fac datoria până la sfârșit, adică cât voi fi sănătos și oamenii vă vor alege, eu le promit că voi candida din nou în acest mandat și îmi fac datoria în continuare cum am făcut în acești 12 ani. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit la noi la emisiune, la Târgu Jiu TV, la Azi în Gorj. Încheiem emisia astăzi, ne vedem și mâine cu un alt domn primar. Numai bine tuturor, la revedere! Mulțumim, să rămână și o zi bună!